Te salut cu mare drag! Astăzi discutăm despre area unui triunghi echilateral. Scurt pe doi, ce este un triunghi echilateral? Un triunghi echilateral este un triunghi care toate laturile sunt egale, au aceeași lungime, chiar toate unghiurile sunt egale cu măsura de 60 de grade. Așadar, formula este latura puterea a doua radical din 3 supra 4, da? Hai să luăm un exemplu. Dacă latura ar fi 10, da? Toate vor fi 10, da? Area va fi 10 la puterea a doua, fiind latura la puterea a doua, radical din 3 supra 4. Așadar, 10 la a doua, 100 radical din 3 supra 4. Putem simplifica pe 4 cu 100, rămâne 25. Așadar, răspunsul va fi 25 radical din 3 centimetri pătrați. Sau unitatea de măsură pe care tu o ai în problemă. Cam asta este tot. Poți folosi această formulă pentru a-ți rezolva problemele pe care le ai. Dacă ai ceva întrebări, lasă-mi secțiunea de comentarii și discutăm în videoul următoare. Mersi mai pentru atenție și să ai o zi de corecție. Salut!